Locul în care viața oamenilor a rămas neschimbată de generații, dar toate acestea aveau să se schimbe. Este o poveste despre speranță, miracole și bunătate. Este povestea Anatoliei. Am visat-o pe sora mea. Mi-a spus să n-ai parte de fericire, Voschi. Fiecare om are un talisman al său. Al tău este părul. Te va apăra de blesteme. Palidă. Te doare capul? N-am dormit bine aseară. Auzi, a venit Vasile pe la noi și ne-a spus că v-ați înțeles. Tu de ce taci? Chiar așa. E chiar așa? Hai, povestește! Dar n-am ce să-ți povestesc. M-a cerut, am acceptat, ne-am înțeles. Dar tu nu-mi dai pace până nu mă căsătoresc, nu? E așa. E deșteaptă, citită. Ce nevoie are ea de un prost de cioplit ca mine? Păi soțul ei, tot deștept și citit era. Despotul ăla fără suflet o omora în bătaie, iar ea atât de educată îndura. Ia uite-te la tine, ești un bărbat cum se cade, muncitor, de nădejde. N-ai pus odată mâinile pe fosta ta soție. Dă-i timp, Anatoliei, să se obișnuiască cu gândul și apoi o să vedem. Spune-mi ce vezi. Se aprinde pe cer o lumină ca o stea. Apoi coboară un stâlp, ca apa, de culoare albastru închis. Vede îngerii morții. Nu cumva te-ai răzgândit? Eu? Nici gând! Doar nu mai avem 30 de ani. Hai să facem fără atâta ceremonie. Păi ce să mai lungim atâta? Ia-ți lucrurile și vino la mine. Dăm măcar 2 zile. Pentru ce? Să mă obișnuiesc cu gândul. După ea vii? Te rog, ajut-o. Acum vreau să trăiesc cât mai mult. O să încercăm să o întinde până luna 7-a ca să-i putem face cezariană. Care 7 luni? Cum adică cezariană? Fericirea e raiul, amărăciunea e iadul și Dumnezeul nostru e pretutindeni. Nu numai fiindcă e atotputernic, ci și fiindcă El este în toate acele fire nevăzute care ne leagă pe unii de alții. Da, începe. Da. Ai de zis ceva? Bianca! Stai un pic! Se aprinde pe cer. Nu te-ai răzgândit? Nici gând! Nu. Ce nevoie are ea de un prost necioplit ca și mine?